importanța, draga mea. Ne cunoaștem de 12 ani, muncim împreună de 12 ani. Întotdeauna am dat o înaltă apreciere. Cum să-ți spun? Acum totul depinde de dumneata. Nimănui nimic. O vorbă, o aluzie, cea mai mică indiscreție. Sper că niciodată n-ați avut nici cel mai mic motiv. Vă doresc din toată inima succes. Scoate telefonul din priză. Da. N-am priză. N-ai priză? Atunci scoate-l din furcă. Da. Dosarul. Nu, nu, 8 și 26 de minute. 8 și 25 și 30 de secunde. Ar fi bine să ne potrivim ceasurile. Ce se aude? Poliția e ceptorul în furcă. Pune-l în furcă. Acum sare gardul. Draga mea, că nu trebuia. Puteam cu 87 să ajung perfect acasă. Ce spui, draga mea, la ora asta? Cine ține poarta până ieșim? Ionel și Cozatu. Eu să conduc. Hai, puteai să fii mare. Acum se apropie de intrarea a doua a garajului. Scoate cheile. Deschide. Ușa e unsă. Bine unsă. Deschide ușa principală. E momentul cel mai greu. A pornit. În 7 minute ei. Nu, nu. Minimum 10. Până aici se fac exact 7 minute, inclusiv marja de siguranță. Aș fi de acord să deschidem puțin geamul? Ce geam, domnule, ce geam? De geam ne arde nouă. Nu vă supărați. Câteva sandvișele. Poftiți, vă rog. Nu, mulțumesc. Poftiți. Nu, mulțumesc, nu-i foame. Așa, așa. Oh, nu vă face rău atâta fum? Hmm? Am citit în România Liberă cât de rău face fumatul. Ah, sunt foarte fericită. Corneluș al meu m-a ascultat,
N-a pus niciodată, dar niciodată, țigara în gură. Hai, poftiți, poftiți. Nu știu cum or fi alți copii, dar el m-a ascultat întotdeauna. Totdeauna, da, da. Mașina nu o să se... Nu, nu o să se. Am prevăzut totul. 7 minute. Cu marjă de siguranță. Bravo. Îți mulțumesc. Nu m-am așteptat. N-am nicio vină. Tocmai când soția dumneavoastră... N-am nevoie de niciun fel de explicații. N-avem mașină. Varianta B. Afirmativ. Sosesc. Acum. Nu-i momentul acum. Știam că nu se poate lucra în casa asta. Gălăgie, câini, lătături, urlete, ușrântite, telefoane. Nu, nu. Nu au fost ușrântite. Nu au fost urlete. Dar crezi că eu nu simt prezența voastră în spatele ușii? Mi se transmite. Se rupe un echilibru interior. În sfârșit. Nu, 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 nu. Nu ești tu de vină că nu mă înțelegi. Eu sunt vinovat. Știu, știu, ești o victimă. Te sacrifici, îți dai toată silința. Dar mă doare. Mă doare că nu am reușit să te fac să înțelegi că am nevoie de singurătate. De singurătate. De singurătate. De liniște. Odată o să-ți dai seama de asta. Mă tem. Să nu fie prea târziu.
Dați-mi voie să... Geamantanul este al meu. Nu e adevărat, e al meu. Ia uite, îl cunosc eu. Vezi că geamantanul? Este al meu. De unde-i paporița costului? Așa. Vezi să nu cași pe lansetele alea, fii atent. Dar unde o fi sacul meu de tot? Atenție, atenție, la stică, că-l minte pe mapă din Dunăre, să știți! Pune mâna, că fac el mie! La umbra, să te-ți da la umbra asta! Dar vezi că e acolo o grămadă de bălegar uscat. Unde o fi lada B7? Am pus sticlele cu ele. E acolo o grămadă de bălegar uscat. La umbra, să te-ți da la umbra asta! Da, așa, mai, la loc. Vă rog, vă rog, încet, sistematic, așa cum s-a stabilit! Admite-ne, apucă noaptea! Ce Dumnezeu, doar am făcut asta de 20 ori până acum! Corneliu, scumpule, adoratule, iubitule, astea stau pe loc, pe loc! Cum hai să mergem să instalăm corturile alea, pentru că prevăd că o să ne apuce noaptea și o să ne mănânce țânțarii care de-abia așteaptă să ne... să ne... Nervos, nervos. Pune mâna pe toate astea, mutăm de acolo până acolo și numite cu ele ca să-mi fac o paporiță cu toți, să-mi mișcă legări. Corturile pe flanguri, deschiderea spre sud, sud-est. Șanțul de scurgere, armamentul sub tendă, restul cazarmamentului în centru. Bețele, unde sunt bețele? Totdeauna se întâmplă așa. Când vreau să instalez scurtul, nu găsesc un băț. Cine mai ține minte unde am pus bețele? Hă? Unde? Mă lăsați pe mine să fac chestia asta, vă rog. Asta a fost întotdeauna sarcina mea. Nu să vă montați culele, mergeți la pescuit, loțile vă așteaptă la intrare. Ce vorbești? Uite, uite, că bine zici. Am fi uitat. Corneliu! Măi, dar și tu ai uitat, măi, Corneliu! Cum să se poate, dar mai avem... Adunare! A, păi se poate să uităm noi tocmai paharul de onoare care vorba aia noi de 10 ani. Pune și lu. Victorie! Alegute dinghe zindrai, ce să mai... Acum, după deshidratarea asta, merge o berică. Văd cu regret că recapitularea regulamentului devine absolut necesară. Pentru unii, mai ales. Dosarul. Păi dacă o luăm așa mecanic de la încep... Regulamentul expediției, plecate în căutarea monstrului care a fost identificat în mai multe rânduri în gheolul Belciug. Preambul. Întrucât prevederile acestui regulament au fost adoptate de toți membrii expediției în unanimitate sau cu o majoritate covârșitoare, ele devin obligatorii și nu suportă nicio modificare. 1. Fiecare membru al expediției este liber să facă tot ce vrea. 2. Întrucât libertate nu înseamnă anarhie, se hotărăște. A. Tutunul constituie o otravă pentru organism. O anihilare sau, în cel mai bun caz, o diminuare a calităților moral-volitive. Deci, nu se va fuma. Nu este admis nici falsul pretext de a se aprinde o țigară după fiecare captură, pe baza faptului... Pe baza faptului. Pe baza faptului că se prelimină capturi numeroase. B. Alcoolul diminuează reflexele pescarului. Deci, în afară de paharul de onoare, la începutul acțiunii, și de 50 grame vodcă înainte de masă, nu se va bea decât apă minerală, borsec, biborțen, bodoc, hebelipova, la alegere, fără restricții. Orice cantitate de alcool care depășește baremul calculat
baremul calculat, adică 5 sticle de vodcă pentru toată durata expediției, va fi vărsat în Dunăre, odată cu manifestări de dezaprobare energică împotriva celui care călca regulamentul. Ce? Poluarea fonică a Deltei este un delict care dezonorează pe delicvent. Orice aparat care produce muzică, zgomote, știri, va fi aruncat în Dunăre. Prescripție specială. Orice manifestare de concurență care, așa cum s-a mai constatat în diverse alte ocazii, înveninează atmosfera de destindere activă, de refacere psihică, este cu desăvârșire interzisă. Excepție. Cel care va captura monstrul are dreptul la o țigară de foi H. Upman Havana, la o sticlă cu șampanie și va fi înconjurat cu respect de întreaga expediție, ca unul la care experiență, pricepere și talent sunt evidente. Sper că celelalte prevederi nu mai trebuie să reamintite, n-am sărit nimic, nu-i așa? Ne vom nutri cu rodul muncii noastre, conserve, șunci, slănină, tot ce produce colesterol, n-au ce căuta în această tabără. Sper că nu e nevoie să facem o inspecție, nu-i așa? Prindem, mâncăm, nu prindem, cură de slăbire. În sfârșit. Orice intrus va fi tratat cu o răceală demnă, astfel încât să înțeleagă chiar și cel mai nesimțit că prezența lui este inoportună. Informare strict confidențială. În ziua de 12 septembrie, monstrul a rupt sculele lui Vasile Săvescu. În ziua de 14, ora 5:30, i-a fost văzută. Spinarea, în ziua de 15, a plescăit, așa fel că s-a auzit la 850 de metri. Cam asta ar fi tot. În orice caz, ca să nu avem discuții pe urmă, dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire, acum este momentul ca să facem așa... Gata! Da, da, e bine. General, destul de bine. Ia să vedem. Cortul meu mai la dreapta. Bagajele care nu intră în corturi, sub salcie la umbră. Sufrageria acolo. Trebuie să ții întotdeauna cont de ea. Direcția probabilă a vântului. N-am renunțat la țigări. Ca să venim aici să inhalăm tot soiul de... Da, în general, e destul de bine. Bine. Alte propuneri? Fie amabil, cortul meu, câțiva metri mai încolo. N-aș vrea ca din pricina sfărăitului cuiva să nu fiu eu în forma a doua zi. Dar cine sfără? Nu știu. Așa... Vorbesc eu așa, în principiu, așa... În noiembrie, dacă reușești să te faci liber, vii cu mine. La urși. La 7 te așteptăm la o ciorbă pescărească. Deci joncțiune la 19 punct. Înțeles. Voi fi. Bine, vezi să nu cazi în balta aia.
Asta este pentru tine. Pentru... Da, da, eu... De ce eu? Nu eu. Asta este pentru tine. Stai. Ce facem, nu plecăm odată? Are și panglică. Mulțumesc. Da, vreau să-ți urez din toată inima să ai succes și să... Vezi să nu le încurci. Haide-mi! Dă-mi mie! Ai să capeți un minimum de experiență, ai să înțelegi că există o eleganță adevărată, autentică a pescarului, bătrânele haine arse de soare, muiate de ploi, bătute de vânturi, îmbibate de sudoarea luptelor trecute. E ca un steag, înțelegi, sfâșiat de gloanțe. Vedem noi de seară rezultatul. Eu prind, nu prind, nu mă interesează. Vreau să prinzi tu, ca să înțelegi prin propria ta experiență ce activitate binefăcătoare. Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv. Astenii. Început de astenii. Și dacă nu luăm din prim... Pe baltă, în capul gol... Hai să vezi ce activitate binefăcătoare. N-am să-mi însușesc niciodată această știință. N-am... Nu, să nu exagerăm. E nevoie de puțină ambiție, voință și, bineînțeles, un exemplu. Uite, astăzi o să stai tot timpul lângă mine, știi? Așa, la vreo 70-80 de metri. Asta e distanța la care nasez eu. În rest, totul e foarte simplu. Pentru început, pe Zon Michel, lux or lux. Nu. Un dam, un quick finesa. Tortiu 0,35. Nu. Minicri 30, e suficient. 20 de livre. Rotativa MAPS Comet 5. Nu. Rotativa în septembrie, în Delta, pe Corciovata. La ora 10, un FZ-18. Forfacul de 22 centimetri. Forfacul. Doctorul Barbillon, vestita lui carte, cum se poate prinde peștele mic cu unelte mari, face următoarele precizări. FZ 18, în niciun caz. Haide! Îmi dați voie mie. Da.
Eu v-am spus, e foarte simplu, nu? Bagi o vâslă pe dedesubt și alunecă singură. Uite, uite. Ia să vezi și la ea. Uite. Ce s-a dus? Asta. Eu vă las. Mă duc să aranjez corturile, cum mi-a spus. Nu, dragă, nu, dragă, ai muncit destul. A. Lasă că avem timp și mâine pentru micile retușuri. Te-am luat aici ca să te relaxezi, să te odihnești, să prinzi, să mai stăm de vorbă, mai... La la la... Scăiturile cu care lansează ăla. Uite-l și pe asta. Să încerc o recuperare rapidă la suprafață. E cald, știu cine sunt la suprafață acum. Nu e bun locul. Acolo. Dacă ar fi fost o ploicică... Am și pierdut la vreme azi dimineață.
Aoleu, ce-i în barca asta, dumitale? Trebuie neapărat să o repari, e plină cu găuri. Da. Ce-a făcut? Cine? Nu știu, că n-am fost la el. Drăguță, fii amabil. Du-te până acolo, discret. Aprins, n-a prins. Să știm și noi ce avem de făcut, să vedem ce măsuri trebuie să luate ca să... Hai! Fii, te rog, amabil, dezgață-mi și mie lingura aia. Dar vezi, fără zgomot, să nu porcăim locul. Nu trage undița, las-o așa. Lasă așa. Dragă, ai grijă să nu se piardă. Țiu foarte mult la ea. E un FZ-18. O am din Suedia. Suedia. Fii atent, fii atent, că înțeapă rău. Fii atent. Nu trage! Mulțumesc. Uite ce e aici. Așa-i. Așa-i când umbli după exces de perfecțiune. Pentru că am să spun ceva. Și să nu uiți, acolo stă, în buza stufului, acolo stă, milimetric. Și când se iscă din senin un vânticel, tocmai când ai lansat, se mai întâmplă să... Nu, nimic. Mai... A prins ceva... Da. N-a prins. N-a prins nimic. Apoi dacă din 13 la Anseu până acum nici eu n-am avut o... Fumează! A prins! Da. Fii amabil, te rog, și du-te și vezi cu ce a dat. Dar știi să... Fâță, dacă n-ar fi fost prima, i-aș fi dat drumul. Vrei să spun ceva? Știi de ce am venit aici? Aici, în locul ăsta, e monstru. Aici.
Vezi, dragă, la pescuit trebuie să știi când să dai. Bine, dumneavoastră spuneați că alaltă... Și când n-are rost. Acum degeaba. Solunarea minoră a trecut, am putea încerca cu un peștișor viu, dar nu cadrez. Principiul orei solunare l-am verificat. Află de la mine, e just. E just. Prăpăd! Prăpăd! Ce e, domnule, ce s-a întâmplat? Prăpăd! Ce e, domnule, vorbește concret? Prăpăd, a dat lovitura! Ce lovitură? A prins cel puțin 36 de ștuci. Una și una! Prins pe dracu, 36 de bucăți. Cum este! A prins, domne! Când le... Dacă vă spun că am văzut cu ochii mei, uite-le! Așa, de unde le-a găsit? De... Mă las până nu... Fiure, iarăși. Ară, dracule. Nu e. Lăsați că o descurc eu. Dă-mi telebolicul. Nu mergem până acolo? Nu mergem, domnule, de ce să mergem? Ce treabă avem să mergem? Ce? Mă gândeam așa, vedem ce a prins. Poate ne spune... Ne spune, ne spune. Ce o să ne spune? Că dacă veneam săptămâna trecută sau săptămâna viitoare, că tocmai acum nu merge, las că știm noi, știm noi. Ne uităm, vedem ce a prins. Prins, dacă l-am prins noi, care avem atâta experiență, care venim aici vară de vară, care vorba aceea, cunosc balta asta cum nu o cunoaște nimeni. Ziua bună. Bună ziua. Merge, merge. Noi am venit aici ca să ne deconectăm. Adică să ne odihnim. Mai dăm așa, să ne aflăm în treabă. Ce fericit sunteți dumneavoastră. Aer curat, apă, soare, nutoare fixe, nutuședințe. O țigară? Nu, noi nu fumăm. Apropo, tocmai vroiam să te întreb. Nu l-ai văzut pe colegul meu? Era mai încolo. O fi prins ceva? De ce să nu prindă? Anul ăsta s-a făcut mult pește. Mult? Am auzit că aici ar fi niște exemplare. Hă?
Dar un rachiaș așa nu gusti, dumneata? Gustăm. Cum să nu gustăm? Luați, să fie de o ciorbă. Îmi dați voie să vă fac eu poza asta? Da, da, te pricepi. Da? N-aș vrea să... No. Cu o recoltă ca asta nu se întâlnește oricine în fiecare zi. Mă rog. Dragă, nu vrei să faci și tu o poză? O amintire frumoasă, asemenea captură. Hai, să ai și tu ce arăta la București, acasă, la servici. Ora 19. Joncțiune. Ciorba e gata? Gata, pe dracu. Ne pierdem vremea cu poze, cu atitudini teatrale. Ridicol. Parcă văd că rămânem nemâncați. Și voi ce vă izmeniți acolo? Ha? Lemnele nu stăiate? Roșiile? Ceapa? Ardeiul? Mala solga? Nimic! Nu știu când pe un copii. N-ai vrea să te pozezi și tu, ca să ai așa, ca să... Ai de capul și de zile mele. La București. Lasă, lasă, Neconel, lasă, odihnește-te. Dumneata ai avut destul de muncă astăzi cu scosul apei din lot, că după cine o repar eu. Servește-l întâi pe dumnealui să respectăm, mă rog. No, 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 no. Cum zicea și studentul căzut la examen, ce noroc a avut profesorul că a știut întrebarea pe care mi-a pus-o. Cei din tâi vor fi cei din urmă. Ei, lasă, noi nimic acum. Dacă rotativa n-a dat rezultate, nu o să cădem noi acum misticism. Te las, că vedem noi mâine. No, no, bucătăria de campanie. Ciorbă pescărească numai cu lingură de lemn. Eu, ca să fiu sincer, mă declar satisfăcut. Mi-am făcut porția pe cel puțin un an de zile. Demonstrația am făcut-o, de mâine gata. Burta la soare, legăna de valuri. O las eu două acolo, pentru păstrarea formei. Parcă peștele prins de tine are mai gustos, așa e... Bă, fraților, eu dacă la București aș fi mâncat seara ce-am mâncat aici, ceapă, usturoi, ciorbă, pește,
Eram de mult la spital. Păi nu ți-am spus eu că suferi de ipohondrie? Cât am mâncat noi că de lipsă de poftă nu ne putem plânge? Și ia uitați-vă cât a mai rămas. Extraordinar. E, cât mai avem de muncit asupra nouă înșine ca să devenim... Ducem zi de zi, ceas de ceas, o luptă susținută împotriva risipii. Sancționăm pentru risipă noi opinia publică. Și uităm că natura, mama noastră darnică, nu e un sac fără fund. Și dacă fiecare ar fi ca și n-ar ști să-și stăpânească pornirile ancestrale, pentru că, hai să vorbim deschis, suntem între noi, și pescuitul și vânătoarea sunt rămășițe ale unei mentalități primitive. O moștenire biologică. Ne vom trezi, domnule! Ne vom trezi că într-o bună zi vom contempla știuca la muzeu. Da, da, la muzeu! Așa cum facem astăzi cu dinozaurii, cu brontozaurii și cu... etc. E regretabil. Profund regretabil că în mijlocul naturii, care ar trebui să fie îndemn la echilibru și măsură, poșghița de civilizație cade de pe noi, uite așa. Lăcomia și risipa trebuiesc eradicate. Asta e. Știu, știu că unora nu le plac cuvintele mele, că ele pot da naștere la fel de fel de interpretări, dar regulile pescuitului sportiv prevăd că nu se pot reține mai mult de 3 kg pe zi. E de datoria noastră ca surplusul să ducem la cărcaneaua de la Ivancea în caz. Stingerea? Pe perfectă dreptate, a fost o zi foarte obositoare pentru unii. Noapte bună. Noapte bună. Dar tu unde dormi? Într-o expediție de comando, porți totul asupra ta. Armamentul, cazarmamentul, tot. Cornele? Păi ce te duci tu cu Mircea să vă înghesuiți în cotețul ăla? Păi ți-am pregătit culcușul la mine. Vii cu mine, mai stăm de vorbă, mai o glumă, mai o snavă, păi dormim aici ca la mama acasă. Toată ziua. Nu, dar îți face bine. Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroza. Da. Să știi că sacul de dormit e cu puf. Mulțumesc, dar eu n-am... Lasă. Ești un băiat foarte bun, să știi. Povestește-mi ceva frumos. Pe care să vă spun, paia de la armată sau paia de la Cluj? Nu. Aia cu bicicleta galbenă. Era în septembrie 1956. Mă scol pe la 5:30. Nu știu ce aveam, că nu puteam dormi. Ies pe coridor și mă întâlnesc cu madame Izbășanu, care avea un băiat apicultor la Slobozia.
Mai uitam, era în octombrie. Da, da, 18 octombrie. Vai, Corneluș, maică, să nu te urci în tramvaiul 4, că i-a schimbat traseul până săptămâna viitoare. Ai uitat că... Da, luasem și pachetul pe care ea trebuia să-l duc nepoțelului meu care avea o reion. Da. Asta este. Tocmai atunci, pe coridor, trece un câine. Câine la etajul 6? Cum a... Cum vă spun, nici mie nu mi-a venit să cred. Ne uităm la el, el la noi, Madame Izbășescu, zice. Cuțu, cuțu, hai să-ți dau răptică, e slab ca vai de lume. Câinele ca om se uită la mine cu ochii închiși, parcă ar vrea să-mi vorbească. Unde am greșit? Unde am greșit? Asta, eu mâine voi prinde monstrul. Hai la mine în cort să-ți dau o vișinată. Gata, ne Eugen. E, ce te-ai oprit? Zi mai departe. Când ajung la etajul 3, liftul nu mergea. Îmi dau seama că mi-am uitat stiloul. Era un stilou ca toate stilourile. Cu capac, cu perițe de iridiu, cu agățătoare ca să nu care din buzunar. Avea culoarea albastră. Scriam cu cerneală pelican. Scriam cu cerneală pelican. Stilou e mai bun decât penița. Nu trebuie să o moi de fiecare dată. Scrii cu ea câte ține cerneala din rezervor. Nu, mama, mă simt foarte bine. Nu mă doare gâtul. Am pus 2 mai euri pe mine. Las o vată plouă destul de. Mai ales vara, nu știu de ce plecare la 9:30, dacă reușesc să prins meu. Și? Bicicleta era galbenă și era rezemată de o bancă în parcul Ioanid. În parc nu era nimeni. Nici femei, nici copii, nici pensionari. De ghidon era agățată o plasă. Lipsea o pedală. Pedala din stânga.
Te duci. Mă, Mircea, tu ești o comoară la casa omului. Ei, chiar comoară n-a spune. Un șofer trebuie să știe de toate, pe lângă volan, ambreiaj, frână, motor. Meserie complexă. Gata, s-a dus cu somnolență. Ca să fiu sincer, ne-am închis ochii o clipă. Dar pe care i-a spus-o? Ce? Pe aia de la armată, pe aia de la Cluj? Pe aia cu bicicleta galbenă. Băi, de mine și ce... Nu pot să doarmă, domne, dacă nu-i povestesc. Câte are și el pe cap? Aici mai uită. Se mai ia cu copilările. În tot omul. Zaci un copil, ascultați-mă pe mine. Numai că ar trebui să fie mai atent cu oamenii care țin la el. Oricât. Sunt și ei oameni, nu? Eu, să nu mă înțelegi greșit, eu fac totul cu plăcere. În fond, e un bun, să știi. A făcut rost de niște medicamente care... Era concediu. M-a luat cu el, dar... Ei, și ce? Parcă noi n-avem sucelele noastre. Tu n-ai, eu n-am, toată lumea. Ca să fiu sincer, n-am observat, dar nu vă contrazic. De exemplu, pe mine mă ajută să-mi termin facultatea la Seral. Și asta înseamnă să ne despărțim. Și el știe că oricum, până își formează unul care... Unde mi-e emulienta? Shakespeare? Cine mi-a ascuns ringurile? Veltic? Te. Hai să ridicăm corturile. Dar vă rog să ne spuneți. Na. Câte are și el pe cap? Știi care e baiul? Spun eu. Celălalt, Eugen. Mă tem că sapă. Nu mai spune. Îmi pare rău. E parcă tu nu știi. Nu. În orice ocazie, la orice ședință, nu, nu. Și vine cu altă soluție. Și ce e rău în asta? Păi, progresul. Cum progresează el? Prin schimb de opinii. Unde mă ajunge dacă toți îmi spune da, 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 da? Unul spune alb, altul spune neagră. Adevărul e undeva pe la mijloc. Ăsta este tot secretul filozofiei vieții. Și că urmă ce să mai vorbim. Eugen are studii. Studii serioase. Trei limbi străine. E normal să aibă și el punctul lui de vedere. Bine, bine, sigur. Uite, eu la serviciul de planificare am ocazia să văd multe. Uite, dacă au ceva de spus, să o fac acolo, între patru ochi. Să se pună de acord. Nu în public, să tragă alții sforile, să scoată în evidență divergențele. N-are niciun sens, nu? Lasă că acum ocazia. Singuri, pe baltă, între patru ochi. Mă, ăștia sunt ca aeră. Gustă-te, rog, din patio ăsta. E de casă, ușor, ușor. Te rog eu, gustă din sălămiorul ăsta. Mi l-a adus cumnatul meu de la Slatina, nici un pic de piper n-are. O apă minerală? Fii amabil, aș bea biborțeni. Mie biborțeni, nu să știi că mă umflu. No, mie biborțeni să-mi dai și renunț la orice. Să fac asta.
Mie mi-a picat bine. Ești după o masă bună. O țigară bună. Da. Te rog. Mă, păcătoși suntem. Hotărâm ceva, ne jurăm, scriem regulamente și pormă. Nu te poți lăsa așa dintr-o dată. Mie chiar un doctor mi-a spus că e o mare greșeală să suprim fumatul brusc. Oricum, organismul s-a obișnuit, trebuie o perioadă care... Spune tu sincer, nu-i mai bine că n-am prins nimic? N-am prins, nu merge. Aveai perfectă dreptate azi dimineață. Ai privit așa apa și ai spus, azi canci. Trebuia să fi venit săptămâna trecută. Poate să mai fi așteptat 10-15 zile să se mai strice vremea asta. Ai dreptate, pe o ploaie rece cu vânt, lanseu, pac, avatu. Cred că nimeni în țară n-are în materie de scule de pescuit ceea ce ai tu. Și vezi, lingura este nemaipomenită. Te rog. Nu. Nu mă refuza. Îmi face o foarte mare plăcere. O să-ți aduc aminte de mine când eu... Mulțumesc. Formidabil. Atunci îmi dai voie și mie. Ce zici de peștișorul ăsta? Măi, tu știi că de 15 ani de zile noi muncim împreună, venim la pește împreună. Nici n-aș concepe altfel. O viață de om. Sigur, așa cum e în viață, au fost și unele și altele, nu? Da, de unde? Și între frați buni se întâmplă ca uneori să... Poate unele ar fi putut fi evitate. Eu nu știu la ce te referi. Ei, nu știi. Dacă-ți spun... Eu de la început te-am considerat-o și pe măsură ce trec ani te consider... Sigur, sigur. De câte ori nu mi s-a spus să dai eu nu ruptul capului. Uite, trebuie să spun. N-am dormit toată noaptea. M-am frământat. Mă simt foarte vinovat. Tu? De ce? Să nu exagerăm. Hai, acum dacă ai început, dă-i drumul. Mie e greu. Atunci las. Dacă crezi că eu n-aș putea înțelege, n-aș putea trece peste... Las. Ai dreptate, o să găsim noi o ocazie, o împrejurare. Peștele de ieri, știi? L-am cumpărat de la pescar pe o sticlă de vodcă. Mă ierți. Măi, Eugene,
Și eu l-am cumpărat pe al meu. Numai că nu mai rămăsese mare lucru, că mi-o luase și înainte. Măi, Eugen. Străiești. Și acum, dacă am ajuns aici, să punem lucrurile la punct. Între noi doi, de foarte mult timp. Poftim. De ce dracu l-am luat și pe ăsta cu noi? Își dă niște aere. Păi cum să nu-și dea? Poze la reviste, interviuri, la televiziune. Pe mine, 15 ani, m-au chemat o singură dată. Și atunci am citit niște cifre, dar îmi venea și mie să adorm. E dacă n-avem talent? Bă, dacă eu aș avea timp, aș scrie un roman. Viață, bă, viață, nu chestii subte din deget. Păi cu acolo și mă ascultă-mă pe mine. Că vezi, doamne, sensibilitate, suflet de vioară, poftiți, maestre, ce mai faceți, maestre? Păi ia să vină el să... Ia, ascultă, tu ai băgat de seamă? Ce? Aseară, când noi ne ciondăneam ca proști, asta a notat tot în carnet. Atâta ne-ar mai lipsi să... Brororororo. Dacă nu prindeai tu ce mâncam noi azi. Se găsea, nea Corneliune, nu-ți fă dumneata griji. Nu. Mai bine nu. Cine știe cum ne-am condeiat exagerări răuvoitoare. Cu atât mai bine, să vedem și noi ce fel de prieteni este. Nu e corect. Să știi că nu e corect. Bine, dacă tu zici așa, eu îl duc înapoi și... Da, dar să scrie cine știe ce calomnii despre noi e corect. Păi da. Jur să nu mai fiu un delta decât singur. Jur să nu mai fiu un delta decât singur. Jur să nu mai fiu un delta decât singur. Ia uite pe ce au banii scriitori ăștia. El e! Este? Așa! L-am! Bună, e al nostru! L-am prins! Că-i fiind! Tine! O poate! O poate! Îmi devin să te ajut! Lasă poetețul și vino repede! Ia gafa! Că-i fiind! Gafa, mincioacul! Hai, repede, că-l scap! Îl scap, îl scap! Băi, slăbește antireturul! Cu mincioacul, gafa! Bravo! Că-i fir! Adă-mi gafa, că-l scap! Fii acum! Lăsați-l, da? Duceți-l mai repede! Ce slăbește antireturul! Gafa! Rușine, tovarăș! Rușine! Luptăm împotriva poluării. Cheltuim sume. Dar împotriva acestei poluări sonore. Ci aici, în delta, de liniștea și pacea au domnit. Unde liniștea și pacea au fost stăpâne. Și ei, fără rușine, fără respect, tocmai în clipa în care, tocmai în clipa în care, după un an de muncă, tu, pentru ei, ca să fii fericit, să nu cunoască greutăți, și ei, de nu se duci imediat. Vezi și ei, ne spui că ne deranjează. Înțelegi? Ne spui că, ca să nu fim nevoiți să discutăm în altă parte. Aici e delta! Nu e bar de zi sau bar de noapte! Just. Tineretul de astăzi. Noi suntem de vină, domnule, noi. Ne spetim, muncim din zor și până în noapte. Și
greșim, ascultă-mă ce spun eu. Îi purtăm pe brațe, le creăm condiții minunate și ei, tranzistor. În delta! Pare rău. Foarte rău. Cred că era chiar monstru. S-a dus. Ce păcat. Ar fi fost rodul colaborării noastre. Unde îl trimite-o pe Corneliu, se rezolvă. Are băiatul ăsta un sistem, fiind cu duhul blândeții, de-aia țin la el. Eu l-am descoperit, eu l-am promovat. Bine, mă duc eu și dacă nu-ți oprecea. În definitiv... Ce vrei să zic? Eu nimic. Mă gândeam că... Ce? Tu ai auzit vreo... barcă cu motor? Nu. Nici eu. S-ar putea să... Nu cred. Am întrebat eu la Tulcea. Nu s-a anunțat că... ar fi vreo informație dacă... Totuși, dacă Corneliu i-a spus că... și el, cu toate astea... Știi ce? Hai să pescuim mai departe. Că la urma urmei... Ce? De ce nu vine domnul? S-a dus, s-a văzut. S-a orientat. De ce? Cine ar putea fi? Poate... Sau poate... Auzi, dragă, hai să mergem să vedem, că doar nu să ne mănânce. Bine, dacă zici tu. În definitiv, să nu creadă că... La fiecare tacă. Păi asta, caca. Ketchup? Brânza? Gogoșară. Gogoșară. Sticlă. Asta, da? Da, dă-mi voie să... Noi suntem gata. Asta. Funcionează.
Când apare senorita în parc penserat, bine ați venit. Curg în jurul petale de crin. Ai în ochi patim dulci și lucini de păcat, și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorinți, ochii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minți, și ai sufletul de heruvin. Vreau să-mi spui, frumoasă Zara, mulțumesc, nu frumos. Cine te-a iubit? Parcă spuneați că îmi dă pe tranzistorul eu barbarii, o poluare sonoră, mai gravă decât... În anumite împrejurări, vreau să-mi dai gura nu e cazul să fim rigizi. Da, dar este o formă de poluare estetică. Cuțuic, un coniac? Whisky, whisky! Nu vă spărați, eu nu beau. Atunci avem un ham aici. Uitați, dacă doriți puțină salată, eu v-am. Vă tăiem aici, să vă tăiem dacă vă face plăcere. Să știți că merge foarte bine cu salată. Dați-mi voie mie, vă rog. Mai e nebunii cu salata asta. Ce-mi patim pe buze fierbinți, de dorinți s-au născut. Gura ta-i un poem de nebune dorinți, ochii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minți, și-ai sufletul de heruvin. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit? Câți au plâns nebuni după tine și câți au murit. Vreau să-mi dai gura dulce, zaraza, să mă îmbete mereu de a ta sărutare, zaraza. Mulțumesc, eu bucătăria de campanie. Prin sentimentul fiecărui participant la această plăcută masă, spunând că ne face o deosebită plăcere să vă avem în mijlocul nostru. Clipe, ca frunzele. Nu te supăra, nu vrei să guși din salata asta? Au trecut. Am făcut eu cum am priceput. Au mințit sărutări ce-mi patim pe buze fierbinți, de dorinți s-au născut. Și-am rămas numai eu să mă mângâi mereu cu al trecutului farmec nespus. Dar să știi că lumina iubirii. După mine vă spun sincer, Delta e cel mai frumos loc din țară, unic. Și pe tine stau la Mila 23 de ani de zile, la familia Carpen. Îmi place să mă pierd așa, nici eu nu știu unde. Mă opresc în fața unei sălci care seamănă cu o statuie ciudată, a unei pâlc auriu, să ascult vântul, apa. Și noi venim în fiecare an, aceeași echipă sudată, nimic nu poate compensa topirea în sânul naturii. O topire organizată. Nu se bea, nu se fumează, se evită orice contact cu necunoscuții. Ați prins mult pește? Enorm! Mult mai mult decât pentru modestele noastre necesități. Am trimis la Kerhana. Să-și facă și ei plac. Biban, avat, văduviță, roșioară, șalău, lin, crap, știucă. Știucă? Mare? Și de 78 kilograme. Dar dumneavoastră. Când a fost asta? Ieri? Ba nu, alaltă ieri. Eram Atacova. Într-un loc pe care l-am descoperit eu anul trecut, la Rizavka. Contrar tuturor regulilor, am pus un rafale galben. O intuiție. Lansez la buza stufului, precis. Sunt atacat. Ferez un butuc, o rădăcină și deodată firul ăla dreapta, brusc. Irezistibil. Repet ferajul. Dragi prieteni, nu suntem aici ca să plictisim pe această
adorabilă mesageră a farmecului feminin cu micile și neînsemnatele noastre performanțe, pentru că, de fapt, ce însemnează Delta? Orgoliu, vanități, performanțe? No. Cât am prins, ce am prins și cu ce am prins? Delta înseamnă pace, înseamnă purificare interioară, contemplare, comuniune sufletească, prilej de rodnică, redescoperirea unor valențe latente. Da, pentru că dacă e să vorbim de performanță, sincer, fără exagerări. De pildă ieri, erai de față. Nu rafale, nu intuiții, intuiții la pescuit, experiență. Heinz Blinker, 18 grame argint, spre larg, lasă să se scufunde, număr până la 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gata! Pick-up-ul, pac! Mulinez, opresc? Mulinez, opresc? Mulinez? Ha? Atacul nu m-a surprins. Nu mi-a trecut nicio clipă prin cap că ar putea să fie rădăcină sau vreun butuc. Îți amintești ce ți-am spus? 8 kilograme și jumătate. Avea 8 kg și 450 de grame. N-am văzut, n-am avut ocazia să mai văd așa ceva. O namilă îngrozitoare, adică era imens. Spune tu că erai acolo și l-ai văzut. De-abia l-am tras în barcă, ce zic. N-am putut... Domnișoară, îmi permiteți să mă retrag. Mă așteaptă pasajul de seară. Vă urez petrecere plăcută, în continuare. Ați citit ceva din opera maestrului? Îmi pare rău, încă nu. Dar cum ajung în București? Dacă vezi, vine împrumut, eu le am pe toate și cu dedicații. Probabil că scrie în genul lui Hemingway. Hemingway? Da. Aventurile lui Bobocel cu Pliscul de Aur. Sau aia, cum îi spune, iepurașul neascultător și viteazul mac-mac? Parcă cotoiul miau-miau are vreun cusur. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și duioase. Da. Călugărul din vechiul sfint, o zi la el m-a găsuit și ale să vă mulțumesc. N-am să uit niciodată seara asta atât de minunată, atât de neașteptată, atât de... Nu, nu!
Cursa de 8:20, cum trece vremea și viața. E, dar noi nu mai cântăm, nu mai... Sau poate ați fi de acord să jucăm gajurile. Sau mima. Asta mă enervează pe mine când unii se jignofesc așa de senin. Ați avut ocazia să vizitați Louvre-ul? Da, de unde eu? Pentru mine știți pictura. La noi, la Clubul Uzinei, la Cercul Pictorilor Amatori. N-ar fi cazul să mă duc să-l caut totuși. Nu, domnule, nu! Să nu încurajăm manifestările astea de individualism. Trebuie neapărat să vizitați marele muzee. Eu, în deplasări, cum am 5 minute libere, gata, direct la British. Au acolo galerie de artă asiriană, vai. Sau consistorice muzeum. Sau galeria de Uffizii, ah, Botticelli. Da, unde s-a dus Corneliu? Eu mă duc să-l caut. Dacă mai rămâneți și mâine, voi fi onorat să fiți eleva mea în arta subtilă a pescuitului. Iar poi mâine, pentru că în niciun caz nu vă lăsăm să plecați, voi avea cinstea să vă promovez profesoară universitară. Nea Corneliule! Corneliu, unde ai fost, măi, băiete? Se poate să-mi faci tu mie una ca asta? Să-mi faci tu mie una ca asta? Monstru. Da, da, monstru în persoană. În viața mea n-am văzut asemenea monstru. Felicit, călduros, atât în numele colectivului, cât și al meu personal, pentru obținerea acestui rezultat remarcabil. Da. Remarcabil. Da, da. Cum ai reușit, măi, Corneliu? Fenomenal. Când ați venit voi, treaba era deja terminată. Secretul victoriei e să fii nițel supărat. Nu mult, așa, puțin, cât să zici, ei, lasă. Vâzlesc.
Mă apropii de locul acela în care pândea monstru. Îl simt, e acolo. Armez, firul vâjie, plăsc, controlez, simt, văd cum lingura se scufundă încet spre el și el se mișcă încet, conștient de forța lui. Recuperez încet, încet, încet. Calm, calm, știi? Calm. Și iată el, brusc atacă. Omul boane uriașe, coada lui plesc, aruncând apa rămane în înzim. Se repede direct, torpile neagră în străfunduri. Îl simt. Nu, nu-mi vei scăpa, ești al meu, al meu. Te-am prins. Mulineta cărie, căr la stânga, căr la dreapta. Nu, nu acolo, nu unde vrei tu, nu stuf. Mușchii vibrează, îl simt în brațe. Se repede sub barcă. Desfac asta, cum îi zice? N-are importanță. L-a întrebat? Nu mai simt? E acolo. Îl bâzi puțin și el brusc, iar începe să-mi impună forța lui colosală. Degeaba. Iată-l, purta lui albă, întins pe apă. Uriaș! Moby Dick. L-am învins. Al meu. Al meu, așa. Vino, vino, prietene. Ai luptat frumos. Te respect, te iubesc. Ești al meu. Nimeni, nimic, niciodată. Dafa, scurt, cu un singur gest, e în barcă. Ne privim. E al meu. Am prins monstru. Asta e tot. De fapt, e simplu. În fond, nicio scofară. Crezi că ar fi posibil să fi aflat ceva? Iar încep? De la ce? Mai știu eu. Poate secretara ta. O artansă? Pare rău. I-am promis nevestii că restul ăsta de concediu îl facem împreună la Călimănești. Uite, hai să fim sinceri măcar o dată. Ne cam neglijăm soțiile. Și avem față de ele niște obligații care o viață întreagă și tot n-am... Bă, eu... Tu știi doar de câte ori am încercat să o atrag și pe ea în practicarea acestui sport. Să plictisești. Ce să facem? Dușmâi, țânțari, tăuni, șopârle, șerp de apă, văduva neagră. Zadar am încercat să-i explic că sunt inofensiv. Și pe mai e și chestia aia, știi, cu... Vai, dă-i drumul peștișorului ăla, uite ce... Na, ce... Da, ce, ia să fim obiectivi. Ar fi mai bine să ne pierdem vremea prin cârcium sau să batem tablele? Sau... ce să mai vorbim, că sunt destui care... 1-4-4-5-7-6, numărul meu de la servici, dar să mă caut numai după ora 12. Mm-hmm. Al meu, 1, 2, 3, 5, 2, 0. Al meu, mai după masă. 5, 2, 0. Bine. După pată frumată. În fond am putea... Și în jurul Călimăneșilor trebuie să fie o apă, nu numai minerală, nu? Ai dreptate. Și după, să fiu sincer, și delta asta. Să repet. Cel mai plăcut lucru sunt pregătirile, visurile, iluziile. Și pe urmă, rutina. Mai pățesc și figura ca un agiamiu. Oricâtă experiență avea, profesionist sau amator, totul depinde numai și numai de scule. Asta e lingura cu care am prins peștele. Poftim? Da. A, am primit-o cadou de la cineva. Bine. De la cineva care... E formidabil. Alo? Vâzlesc. O noapte neagră să-ți bagi degetele în ochi. Vâzlesc direct pe locul ăla. Locul în care pândea monstru, un loc știu numai de mine. Armez? Firul vâjie, plăsc, milimetric la gura stufului. Milimetric. Număr până la 12. Hai să-l mai ascultăm și noi odată. O rădăcină? Și deodată? Deodată? Controlez. Simt cum lingura se scufundă. Sunt ca... ca... Între noi doi acum. Pe viață și pe moarte. Trage lotca.
vrea să o scufunde. Nu, drăguțule, nu, ai de-a face cu mine. Ia-o tu spre larg, luptă-te, prietene, apără-te, prietene, îți dau toate șansele.